Se vede? Se vede numele de pe acest cuțit? Vorbesc foarte serios pentru că aici scrie, nu știu dacă voi vedeți bine, că alături de noi este șef Ștefan Popescu! Florescu. Nu Florescu, Popescu. De unde iată și nebunia din capul meu. Bine ai revenit, Ștefan. Bună dimineața, bine te-am găsit. Vreau și eu un cuțit pe care să scrie, adică mă face cumva mai bun între ale da, gătitului. Depinde cum ți să nu te tai, știi? Nu te face mai ce bun. Ce frumos scrie șef Popescu. Așa. Ștefan aici. Ce gătim noi bun astăzi? Astăzi este luni, nou început de săptămână, a venit și toamna. A venit. Mai răcoare ceea ce îmi place și atunci să încă schimb și eu un pic calibru și metoda și tot de gătire, fac ceva mai de toamnă. Ceva așa, săptămâna trecută am făcut ceva vegan, nu știu ce, astăzi fac ceva cu carne. Cum a zis, am făcut ceva vegan, nu știu ce, ok. Am da. Vaga senzație din cum ai zis-o că astăzi mâncăm carne. Astăzi mâncăm carne și mâncăm aripioare barbecue la cuptor cu legume la cuptor, cartofi dulci, chiar și broccoli. Adică tot faci ceva cu legume, nu sunt proaspete, dar făcute la cuptor cu broccoli, cu ardei, cu cartofi dulci ascundimentate și făcute la cuptor. Pe lângă asta, pentru că este toamnă și noi avem foarte mare producție de roșii și îmi plac roșiile, fac și o supă cremă de roșii. La Italia Română, roșii aia. Am crescut Pomodoro. Cu roșii. Eu am crescut cu roșii. În grădină, când eram mic, udam roșiile, priveam roșiile, rupeam toate alea, știi, când cresc acolo, să nu fie prea multe. Ca să descoperi mulți ani mai târziu că de fapt e fruct da. Roșia. Nu știu cum. Tu cum ai așa primit este. Această veste? Că era legumă, eu așa, când eram mic. Când am primit vestea că e fruct, am zis... Ce-ați făcut, mă? Bune, ce-ați făcut acum? Hai să facem un desert cu roșii, dar păi să facem merge. Plăcintă de roșii dacă e atât de fruct. Eu așa aș propune, da. Ca să demonstreze că e fruct. Bun. Cum ne apucăm? Cum începem? Întâi, în general, rețetele astea sunt de cuptor. Simplu, nu faci miros foarte mult. De ce? Că aripioarele marinezi, important să le dai o marinare înainte, să le dau cu usturoi, le dau cu ulei de măsline, cu sare, piper, le acundimentez, le pun și un pic de făină, să fie crocant și le bag la cuptor. După care le scot și dau cu sos barbecue pe ele și cu un pic de miere și le bag din nou la cuptor. Se rumenească așa când le mănânci. Nu, întâi după aia se odihnesc, că le bagă săracele la cuptor, nu prea se mai odihnesc acolo. Și după aia să fie crocante. După între timp tai legume nu și la fel și ele la cuptor condimentat. Asta. Și supa cremă de roșii, deci am zis că folosesc numai cuptor, este că le fac tot la cuptor. Roșiile tăiate, cu ceapă roșie, roșii, busuioc, usturoi, ulei de măsline, sare, piper, tot la cuptor. 10-15 minute. Deci ce ne-am face noi fără cuptor? Practic? Da, când nu vrei să faci fum, dacă ai bucătăria deschisă acasă și nu vrei să faci în sufragerie fum, folosești cuptorul. Și este perfect. După care roșiile noastre se scot, iau pielițele și le blendez. Și după aia le servesc cu un iaurt deasupra de busuioc sau ce ai tu. Și aș putea și mai avea o surpriză, dar nu vreau să-ți spun acum, să am un meniu complet. Dar nu zic, pentru că nici voi nu știți, nu știe nimeni ce voi mai face. Da. Rămânem curioși, ne lași curioși? Da. Bine, vezi ceva așa rapid, ceva rapid, care să iasă repede, să poți să faci într-o oră jumate. Și tot ce am zis acum ar trebui să le fac în... O oră jumate? Ok, descoperim surpriza de la șef Ștefan Popescu puțin mai târziu, vezi că n-avem răbdare foarte mult timp. Nu? Da. N-am avut niciodată nicio problemă în bucătărie cu șef Ștefan Popescu. Niciodată nu s-a întâmplat să nu meargă bine ceva. Și asta mă sperie, că unde e atâta bine, s-ar putea la un moment dat să nu pornească cuptorul, de exemplu, sau să nu avem, nu știu... Funcționează. Funcționează cuptorul? Da, funcționează. Avem toate vasele pregătite. Deja roșii pentru supa de roșii. Cuțitul taie, totul taie. Să nu apară ceva ce nu merge bine. Nu, pentru când sunt eu în bucătărie totul e bine. Mai sunt și da. Până acum cam așa. Da, și mai gătești și în liniște, nu se aude nimic. În bucătărie e zgomot, e gălăgie, e toale, trutit. Hei, șef! Șef, n-avem mai șef. Tot fel de provocări. Da. Aici e surdina așa tot. Șef Ștefan Popescu astăzi în emisiune ne pregătește aripioare barbecue cu legume la cuptor, supă de roșii. Și atât. Da, mi se pare de ajuns. Tot. Adică hai să e suficient cât facem legumele. Pentru moment. Deja ce bine arată cuptor, aceste aripioare. Deja. Și scoatem și legumele aici de acolo. Sunt legumele. Ia uite-le. Am pus întâi cartofii, care durează un pic mai mult, și după aia legumele, berzucchini, broccoli, chiar și niște specule roșie. Și vedeta. Și aripioarele. Iată. Le mai las un pic, vreau să rumenească bine, bine de tot, poate le mai și întorc. No, ne plac aripioarele cum ne plac inelele, aurii. Întoarce-te rog frumos, să punem unul aici. Hai, să vezi. Uite, eu pun cu mâna și n-am poținut. Da, nu. No, pun, no. Mâna, okay. Pentru că nu e igienic, nu pun că mi-e frică. Da, da. Frică, uite mănușile. Așa. Da. Bun, le băgăm la loc acolo. Bacă legumele mai le las un pic. Cât i-am băgat cartofii,
îi las 5-10 minute înainte, după care pun legumele verzi, pentru că vreau să fie mai proaspăt, să fie un pic al dente, mai tare, adică să nu-și piară din proprietăți. Facem cărniță, dar facem și legume. Corect. Ca să fie... Între timp, văd că ai pregătit acolo două tăvițe în care te joci frumos. Da. Și aici ce urmează să... Aici urmează să facă supa cremă de roșii. Pentru că am ales o variantă rapidă, simplă, roșiile cât mai proaspete, românești, cu ceapă, usturoi, ulei de măsline, să pun și busuioc, sare, piper, cuptor, 10-15 minute, în funcție de intensitatea cuptorului și îl cunoaște toată lumea acasă. După care o să iau pielea de pe roșie, da? Și o să le blendez, să fac cremă fină-fină și o să o servesc cu un iaurt deasupra sau fără iaurt. O să fac crutoane rapid, care o să folosesc de data asta și voi tigaia. Mai puteți, voi acasă acolo mai puteți, nu vă face poftă rău de tot, șef Ștefan Popescu. Și de la ce asta? Asta este de la, deci la coadă spre sus. Sosă, de la brocoli. Brocoliu, nu? Nu le aruncați nimic. Asta puteți faceți din ele o cremă de legume. Mm-hmm. Am luat-o, am tăiat-o pur și simplu și cu ce mai am pe aici a rămas. Ardei, cremă de legume, ceapă, mai am una. Sustenabilitate, domnule. Nu se aruncă nimic. Asta e foarte gustos. Perfect. O fierb, blendești și după aceea o strecor ca să nu ai ață. Bine. Ne ocupăm de treaba în continuare în bucătăria. Da. Vorbește lumea cu șef Ștefan Popescu. Alături de șef Ștefan Popescu, să știi că am simțit că miroase aripioare și am venit la bucătărie negreșit, ca de fiecare dată. În ce stadiu suntem cu... Suntem în stadiul ca la început, n-am făcut nimic, dar totul iese. Cam așa ceva. Tot e perfect, pentru că este luni, este dimineață și ne simțim bine de dimineață. Eu întotdeauna îmi place să mă trezesc de dimineață. Nu chiar întotdeauna, dar... Dau bine și eu. Crotonești Maria ta? Da, fac crotoanele singurul care pregătesc și rumenesc la tigaie, sunt crotoanele astăzi. Pe care le-ai făcut simplu, ai tăiat felia de pâine, dar felia de pâine și am mai pus boia fumată, am pus usturoi, ulei de măsline, sare și piper și atât. Și gata, sunt crotoanele. Mamă, ce bine deja arată. Deja am legumele gata. Da. Încă nu mi-a luat foarte mult timp la ele, dar bine, trebuie curățate, trebuie spalate, spalat, curățat, tocat și pus în tigaie, în tavă, pardon. Cu, la fel, cu usturoi, cu boia, cu ulei de măsline, sare, piper. Aripioarele sunt deja și ele gata pregătite aici. Am pus sosul barbecue, după ce s-au gătit aripioarele, le-am amestecat cu sosul barbecue și un pic de miere. Și am mai băgat din nou la cuptor încă 50 minute să se rumerească sosul. Uite, să vede cât de crocant e. Iar lângă el am un sos surpriză, care nu ți-am spus despre el. Este sosul Vorbește Lumea. Opa! Da! Sosul Vorbește Lumea? Care ce conține? Nu pot să spun ce conține, că atunci e un secret. Măcar în mare, așa! Culoarea asta o vezi de la curcuma. Maioneză, usturoi, suc de lămâie și boia fumată am băgat în ea. Și multă, multă, multă iubire și pasiune și tot ce pot să dau eu aici acasă. Iasă, niște preparate fantastice. Sosul Vorbește Lumea, care merge perfect cu aripioarele. Da. Bine, asamblăm, ajungem la rețeta finală, da. Vedem cum arată preparatul final imediat. Mai am și supa de roșii care este în cuptor crema. Acum. Crema, da. Supa crema, da. Revenim la bucătărie și le vedem pe toate. Ce să spun, că eu n-am manual de instrucțiune aici, eu nu știu cu ce să încep. Șef, cu ce încep? Păi începem cu surpriza? Surpriza? Da, care m-a inspirat, tocmai Mimi m-a inspirat să fac clătitele. Provocările lui Mimi, da? Am făcut și o provocare și am băgat în plus și clătite astăzi după ce am făcut aceste clătite. Stai. Duceți-vă la gust. Eu o cremă de roșii, da. Cremă de roșii poți să iei, clătite nu, dacă se bagă vreuna. Deci. Așa, bine, hai. Mai spune-ne încă. În timpul ăsta faci și clătita. Dar ce avem aici? Hai să mai prezentăm o dată. Un mic bufețel, pentru că este luni și trebuie să avem energie. Începe ziua. Cine a fost la mare s-a distrat, e relaxată. Cine a muncit și a tras, așa, îi trebuie energie acum. Corect. Corect. Și am început cu supa cremă de... Scuzați-mi. Așa, crema de roșii făcută la cuptor cu ceapă, usturoi, busuioc, ulei de măsline, sare, piper și blendată, se vede, și cu un pic de iaurt. Hai. Și busuioc și crutoane făcute aici. Fac, așa, te rog. Mulțumesc. Amestecășuri. Și o bucătărie. Amestecășuri. Aia zic. Cu lingura. Cu lingura. Eu mănânc cu furculița. Cu lingura. Lăsați-mă că eu sunt... Te lăsăm. După care am făcut aripioare sos barbecue, marinate frumos cu usturoi, cu ulei, cu sare, piper. Hai și zi-o pe aia. Lângă ele. Și lângă el acest minunat sos Vorbește Lumea. Sosul Vorbește Lumea. Da. Nu, se ia, nu se așa, se ia cu mâna. Lăsați-mă că eu sunt educat. Deci, peștele puiu se mănâncă cu mâna. Ia, aoleu, am dat pe jos, mă scuzați. Ai văzut? Așa. După doamne, ce bune sunt, doamne. Păi da. După care am făcut legume la cuptor, cartofi dulci, zucchini, broccoli, ardei, tot ce e mai bun. Da. Și speclă roșie. Pus de vitamine. Bun.
Și spre final, stând așa și vorbind și văzând și pe mimica, aduc provocări, ia să fac și o provocare, să repede niște clătite, bineînțeles cu un pic ajutorul Coca din spate, repede Coca, găsește făină, wow, vezi de unde deci luăm. Asta era tot surpriza, că ne-a amenințat. Da, v-am amenințat. Frumoasă surpriză. Și am făcut un fel de ruladă, wrap, cu o clătită, că n-am pus wrap, n-am pus sare deloc. Și înăuntru ce ai pus? Și înăuntru am pus, am dezosat o aripioară și am băgat legume, din sosul minune vorbește lumea, câteva legume. Și asta e, și doar le ieși mărșpuna. Pe lângă, am mai pus și clătitele cu gem de caise, să ne dai temelie. Gem de pune și ciocolată. Da, ai pus vanilie în coca asta de clătită? Da. Doamne, cum e roasă. Vanilie, rom, totul. Ia vezi, mă. Deci e pentru un început de săptămână perfect. Ia vezi, mă. Exact. De energie. Cine ți-a făcut ție masaj la picioare, doamnă? Masaj, nu e adevărat. Mi-a făcut și un masaj? Mazăre? Când? Ieri? Mersi pentru mazăre, foarte bun. Face deci masă, e incredibil ce ne face șef Ștefan Popescu de fiecare dată. Și clătite aici, șef mai avem, mai avem, stai un pic. Vezi că știu să fac arate. Bogdane, șef, gentleman. Eu vreau să nu o frigă că ești. Faci rețete și pe Instagram? Da, tot ce fac aici, postez rețetele pe Instagram pe șef Ștefan Popescu, șef underline Ștefan, underline Popescu, am învățat acum cu underline-ul. Am postat ultima oară cu Kia. Astăzi trebuie să văd cu aripioarele. Abia așteptăm. Da.